decor tematic, scenariu bine pregătit, perechi frumoase și un juriu obiectiv. Cu prilejul sărbătorii de dragobete, în liceul teoretic Matei Basarab din orașul Basarabeasca a avut loc un concurs sub genericul Miss și Mister Dragobete. Nu știi ce simți, că nu știi de ce ești agitat, nervos, capul în nor și cu gândurile grejiște, nu da vina pe cineva. Recunoaște că ți-e dor și o persoană ți-a revărșit întreaga ființă. Recunoaște că te-ai îndrăgostit. Știi că ești îndrăgostit atunci când nu mai poți adormi, pentru că realitatea este în sfârșit mai frumoasă decât visul. Sub aplauzele dumneavoastră vă vom prezenta cuplurile serii. Fiecare pereche a trebuit să treacă prin anumite probe pentru a demonstra publicului creativitatea și ingeniozitatea. Prestația perechilor a fost minuțios apreciată de către juriu. În total, ei au trebuit să treacă 4 probe. Una dintre probe a reprezentat găsirea partenerului după anumite semne distincte. Momentul culminant al serii a fost proba de creativitate a perechilor, în care participanții și-au manifestat talentele. Potrivit participanților, dar și al spectatorilor, festivitatea a fost una destul de reușită și interesantă. Cel mai mult mi-a plăcut însuși organizarea, deoarece noi, clasa 11, am organizat această festivitate și am înțeles că putem face lucruri frumoase dacă ne unim. Cel mai mult la această activitatea mi-a plăcut etapa cu prezentarea talentelor, deoarece a fost interesant să privești ce a pregătit fiecare clasă, deoarece a fost un proces mai îndelungat decât celelalte etape. Fiecare s-a pregătit să arate ce poate să prezinte și să reprezinte clasa lui. Eu am rămas impresionată de această activitate, de organizarea acestei sărbători și de modul în care s-au pregătit participanții pentru diverse etape de concurs. Participanții s-au pregătit minuțios pentru acest concurs, au atras atenție la cele mai mici detalii pentru ca prestația lor să fie impecabilă și excepțională. În urma punctajului acordat de juriu, pereche Ina și Valentin s-au plasat pe locul întâi. Dragii elevi și participanți, dar și cei din sală, în primul rând vă felicit cu ocazia că suntem în ajunul dragobetilor. Vă felicit pentru această inițiativă care vine de la membrii Consiliului Școlar de Elevi de a serba așa frumos această zi. Mi-a plăcut probele care le-ați pregătit și în acest sens aplaudăm. La sfârșit de zi m-am relaxat și numai eu, pentru că toți am râs aici din nou mușchii faciari. Mi-a plăcut deosebit jocul acela cu bulgării de zăpadă și cu proba cântecului, da? De a memoriza ce am văzut, care are auz muzical și memorie. Mai puțin așa ne-ați dezamăgit la prima probă, care a fost prezentarea pereclor și proba declarației de dragoste, am avut mai multe așteptări. Dar, în fine, au acumulat cel mai mult punct perechea clasei A11. Sunt fericită că am câștigat, mai mult pentru cadou, la urmă. Eu am avut așteptări de la concursul cu bulgări zăpadă, că acolo la început eu am luat mai mult, dar acolo în plus minus ne-am închipuit și nici cu mare. Eu am avut așteptarea ca să câștig, mulțumită dansului, dar în rest, nu prea la mulți m-am așteptat, doar la dans, ca să am mai multe puncte. Festivitatea a fost organizată de elevii clasei A11 cu suportul membrilor Consiliului Local al Elevilor și diriginților.